sau povestea unui pui de căprior, de Felix Salten. Traducerea Zamfira Dumitrescu. Dramatizarea radiofonică Mircea Popescu. Plină de soare. De când eram mugur, nu mi-a mai fost așa de bine. Iar a venit o țofana să vezi ce gălăgie o să facă. Ce pui frumos! Ai, ce pui frumos! Hai de mine, nu poate să dea picioare și să mă umple. Foarte mine, n-am mai văzut vreodată așa ceva. E drept că sunt foarte tânără. Abia de un an am ieșit și eu din Gulcuș după cum știi, dragă căprioară. Dar ce lucru minunat, copilul ăsta abia născut știe să stea în picioare. Știe să-și alerge? Desigur, desigur. Îmi pare rău, prietena Coțofană. În clipele astea nu sunt în stare să stăm de vorbă. Mă simt tare obosit. Iartă-mă, căprioară, dar una acasă nu se vede în toate zile. Mă rog, dacă așa dorești, am să te las în pace. Îmi pare rău, dar te las în pace. Dar încă o dată, felicitări. Da, mulțumesc. Micuțul meu, Bambi, la ce droiți? Al cui e drumul ăsta, mama? Al nostru. Al tău și al meu? Da. Numai al nostru, al amândurora? Nu, al nostru, al căprioarelor. Al căprioarelor. Dar, mama, cine sunt căprioarele? Căprioarele? Uite, tu ești o căprioară. Eu sunt o căprioară. Percepi? Da, înțeleg. Adică eu sunt o căprioară mică. Așa? Și tu ești o căprioară mare. Nu-i așa? Da, tocmai așa. Da, spune mama, mai sunt și alte căprioară afară de mine și de tine? E, sigur, încă multe. Și unde sunt ele? Pe aici, peste tot. Dar nu le văd. Ei, hai să le vezi tu, hai să le vezi. În curând. Ce-a fost asta? Nu te speria, Bambi. Dihorul a omorât un șoarece. Odată o să omorâm și noi un șoarece? Nu, Bambi, niciodată. Dar de ce nu? Pentru că noi nu omorâm pe nimeni. Mama? Da? Ia uite, pătica s-a sfârșit. Dar ce e locul ăsta larg și luminos ce se deschide în fața noastră? Este o câmpie, dragul meu. O câmpie? Ce e aceea câmpie? Hai să vezi tu singur. Așteaptă, nu ieși până ce nu adulmec. Cum faci, mama? Așa. Ia. Bun, da, putem ieși. Dar mai întâi, ia seama la tot ce-ți spun. Nu e lucru ușor să umbli pe câmpie. E primejdios și greu. Dar nu mă întreba de ce. Ai să știi mai târziu. Deocamdată, acum, să asculți ce spun eu, da? Da. Uite, bine, am să mă duc întâi singură. Tu stai aici, așteaptă. Nu-ți lua ochii de la mine. Dacă vezi că mă întorc, întoarce-te și tu. Fugi cât vei putea. Eu o să te ajung din urmă, înțelegi? Înțeleg. Să fugi cât poți de tare. Să fugi chiar dacă s-ar întâmpla ceva. Păi ce să se întâmple? Chiar dacă ai vedea că eu cad la pământ. Dar să nu-ți bați capul cu mine. Orice ai vedea sau auzi, să alergi cât poți de repede. Da. Îmi făgătuiești? Da, mamă. Dar dacă te chem, vino fără frică. Hai să te joci acolo în larg pe câmpie.
E frumos, da, e frumos și are să-ți placă. Dar promite-mi că la întâia chemare ai să vii numai decât lângă mine, fără șovăială. Îți promit. Uite, cum o luau eu la fugă, pe loc să pleci tu, da. Și să nu te oprești până nu vom ajunge iar aici în desiș. N-ai să uiți? Nu, niciodată. Brandy! Da, mama! Vino, puiule! Asta ce-i mamă? Păi de mine, uite cum sare un fir de iarbă. Nu iarbă, e o lăcustă drăguță, drăguță. Da? Dar de ce sare așa? Pentru că trecem noi pe aici și e frică. Lăcustă mică, nu trebuie să-ți fie frică. Noi nu-ți facem niciun rău. Iartă-mă, te rog, că te-am deranjat. Nu face nimic. Acum, fiindcă știu că ești dumneata, nu mai pasă. Dar câtă vreme nu știi cine vine, trebuie să ții măsurile necesare. Știi, gustă mică, e întâia dată în viața mea când vin în câmpie. Ce pasă mie de asta? Mamă, da? Mamă, și-am vorbit cu ea. Cu cine? Cu lăcusta. A fost foarte drăguță cu mine și îmi place mult. Oh, mamă, mamă, are așa un verde minunat, da? Și pe margine mai frumosie și mai fină decât toate frunzele. Acelea sunt tare de gândi. Și așa de serioasă și de gânditoare. Totuși a fost foarte drăguță cu mine. Dar ce mai sare! Asta trebuie să fie ceva foarte greu. Mamă, mamă! Da, știi da, cum face? Cum? Să-ți arăt. Vine așa odată. Da. Că nici nu mai vezi, mamă. Așa e, dragul meu, așa e. Dar ce prințișor drăguț, da. Te felicit, dragă căprioară. Mulțumesc. Din toată inima te felicit pentru acest pui. Da, 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 da. El are să fie odată un prinț minunat. Da, da, da. Se cunoaște de la prima vedere. Și acum am onoare să vă salut. Am multe de făcut în seara. Da. V-am făcut bună, bună seara. Bună seara. Bună seara. Ia e verișoara mea Ena cu cei doi pui ai săi. Hai să mergem într-acolo. Hai să pătești primul de placul tău. Bună seara, Ena. Bună seara, Mărtișă, Ena. Bună seara, verișoară. Bună seara, puiule. Bună seara, Mărtișă. Uite, ei sunt Gabo și Falina, puii mei. Bună seara. Hai, duceți-vă și vă jucați împreună. Da.
Prinzi, Gabo? Da. Falina, da. Eu am vorbit cu lăcusta. Da, cu fluturele, da? Și cu iepurele. Ai vorbit și cu sconcusul? Sconcusul? Nici nu știu cine e acest. Eu vorbesc adesea cu dânsul. Da, pe mine m-a certat Gaița. Adevărat? Da. S-a portat Gaița așa față de tine? Și pe mine m-a înțepat ariciul în nas. Da, și cine e acel ariciul? Este o făptură grozavă, îmbrăcat cu țep mari pe tot corpul. Da, și foarte rău. Crezi tu? Nu face rău nimănui. Cum nu? Dar pe tine nu te-a înțepat? Te-a înțepat? Ei, asta numai pentru că am vrut să-i vorbesc și apoi m-a înțepat numai puțin de tot. Ei. Nu m-a durut tare. Nu vroia să vorbești cu dânsul și te tot înțepat. El nu vrea să vorbească cu nimeni. Cum vede că te apropii și face ghem. Și nu mai vezi decât țepi de jur împrejur. Mama zice că nu vrea să aibă de-a face cu nimeni pe lume. Poate că e fricos. Gabo! Da! Falina! Da, mama! Trebuie să plecăm! Venim, mama, venim! Venim! La revedere! Cred că o să ne mai întâlnim! Ne mai venim! La revedere! V-ați jucat? Mai mult am stat de vorbă. Apoi a venit furtuna și... Mama! Ce? Mama! Ce? Cine se cață în copac? Nu puteți speria. E cu mătra Veverița. Veverița? Bună ziua! Bună ziua! Foarte drăguț din partea voastră că ați venit să mă vedeți. Cum v-a mers? Păi, cum să... Altfel, se vede că ați scăpat cu bine de ploaie. Asta e înainte de toate. Să vă spun drept, jos e prea umed pentru mine. Așteptați un pic să-mi caut un loc mai bun. Da, Veverița! Nu vă supărați, mă, nu? Vă mulțumesc! Ce potop a fost! Vă închipuiți ce spaimă am dat! Da, hai, Betty! Unde vă duceți? Pe câmpie, să ne așezăm la soare, dragă Veverița! Asta e o idee foarte bună! Ce deșteaptă ești dumneata! Am să mă gata și eu mai sus pe copac, unde am soare! Sunt una gata! Mama era plecată de mult și nu mai venea. A strigat toate puterile mele și atunci a apărut un cerb bătrân cu o coroană mare pe cap. De ce țipi? M-a întrebat. Eu tremuram de frică și nici nu îndrăzneam să răspund. Mama ta n-are acum vreme pentru tine, a zis bătrânul. Nu poți sta și tu singur să-ți fie rușine. Și apoi a plecat. E, cine a fi fost? Eu știu. Da, era prințul. De unde știi? Mama mi-a spus, nu-i așa, Gabo? Da, e cel mai nobil din toată pădurea. Nimeni nu se poate asemăna cu el. Nu vorbește cu nimeni și nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Uite, el este prințul cel mare. Nu mai stați acolo! Fugiți! Puteți de repede! Păi, Fugiți!
ținut după voi? Da? Voi a fost un crostor, Benedică! Eram și dumneata acolo, dragă Bebeliță! Sigur că eram acolo! Uite, tremur și acum din tot închiturile! Și iau, nu mai vine în fie de spălă! L-ai văzut pe el? Cum să nu-l văd? Eram în vârful unui pom înalt, așa, la marginea de fișuri. Așa. Un cerp așa liniștit. Da. Mă mir că nu l-a simțit. Mi-am dat toată o steleala să-i atrag atenția pe tot cerp. Dar parcă nici nu m-a auzit. El a pus pușca la ochi și a tras. Le-a zis în plin. Lui nimeni nu-i stă împotrivă. Bambi, Bambi, stai pe loc. Stai pe loc. Eu mă duc până la mătușa Ena. Mă duc până la mătușa. Mama, dar cine e el? A plecat. Iar m-a lăsat singur. E, tinere. Tinere, erai și tu acolo? Da, prințe. Unde e mama ta? Nu știu. Și Nochen? Nu zbieri după ea? Păi, dar de ce să zbier, că pot să stau și singur? Nu ești tu puiul care scâncea mai de ună după mama lui? Eu sunt. M-ai ținut de rău atunci, pentru că nu puteam să stau singur. Dar de atunci eu m-am învățat și stau singur. Mă bucur pentru curajul tău. Rămâi cu bine. Prințule! Da? Ce mai vrei? Prințule, ce s-a întâmplat adineauri? Eu nu înțeleg. Cine este el despre care vorbesc toate viețuitoarele păturii? Ascultă, tinere. Să auzi, să adulmeci și să vezi singur. Ai înțeles? Da. Rămâi cu bine. Cu bine, prințe. Să adulmec și să văd singur. Nu e prea ușor. S-au dus multe dintre noi. Suntem, cred, singurele frunze care au mai rămas în copac. Nu se poate ști cu ei vine rândul. Oh, nu. Când era încă soare și cald, venea câteodată o furtună, da, o rupere de nori și multe dintre noi erau smulse, cum dacă erau încă tine. Da, acum soarele se arată rar și nu mai are nicio putere. Adevărat, oare că după ce murim noi, vin în loc alte frunze și iar alte? Oh, sigur că e adevărat. Dar nici nu-mi închipui cum ar putea să fie altfel. Ce trist. De ce trebuie oare să plecăm noi? Oh, da, și ce se întâmplă cu noi? Cădem jos. Da, dar ce este acolo, jos? Știu și eu. Unii spun într-un fel, alții altfel, dar nimeni nu știe. Mai simțim noi oare ceva? Mai știm ceva când vom fi acolo, jos? Cine știe? Niciuna din cele căzute nu s-a întors să ne spună. O, da, așa e. Ce-i cu tine?
tremuri. Da. Hai, nu te mâni. Tremur? Nu mai suntem sigure pe locul nostru. Hai să nu mai vorbim despre lucruri de-astea. Dar despre ce altă să vorbim? Oare care dintre noi, dintre noi două, are să cadă întâi? Eu zic că mai avem vreme. Nu cred. Hai mai bine să ne aducem aminte cât era de frumos mai înainte. Taci. Când venea soarele și le încălzea. Minte. Și apoi roa de dimineață și nopțile dulci, minunate. Da, minunate. Acum nopțile sunt îngrozitoare. Nu mai e o sfârșit. Să nu ne plângem. Noi am trăit mai mult decât alte frunze. Așa e. Eu m-am schimbat mult. Oh, nu. Nu, nici gând. Nu. Poate unde mă vezi tu pe mine așa galbenă și urâtă? Oh, nu. Nu, Zău, crede-mă. Tu ești tot așa de frumoasă. Ești frumoasă ca în prima zi. Așa ești colo, poate hai câte o dunguliță. Yes. La abia se zărește și te face și mai frumoasă. Crede-mă. Îți mulțumesc. Nu te cred de tot, da? Îți mulțumesc. Pentru că ești așa de bună. Întotdeauna ai fost bună cu mine. Acum pricep bine cât ai fost de bună. Prietenă dragă, vezi, mi-a venit rândul. Mi-a venit rândul. Rămâi. Rămâi cu mine. Așa trebuie de câteva zile. Care slăbuț, dar eu nu știu ce-o fi asta. Ce e? Dar ce te frământă? Nu știu, sunt neliniștită. Deodată m-a cuprins o spaimă. Parcă s-a întâmplat ceva. Eu nu simt nimic deosebit. Ba da, puteți spune ce vreți, dar s-a întâmplat ceva, eu simt. Am strigat ciorile. Stai, stai. Uitați-vă, zbiară. N-am avut dreptate. Se vede bine că mi se pregătește ceva. Ce-i de făcut? Nu știu, să fugim repede. Să ne luăm și copiii. Hai. Cu copiii când Gabo nu e în stare să fugă. Dar trebuie, hai. Plecați voi, Valentin. Hai, Elena, hai. Fie, hai, Gabo, hai, Valentina. Dar încetișor. Țineți-vă bine și ori după mine. Nu putem ieși prin nicio parte. Sunt mai mulți elfi. De mine. Mama, ce-i Baby? Uite pe Gabo. Acolo, du-te și vezi ce-i cu el. Da. Dar repede. Gabo, unde e mama ta? Și unde e Falina? Gabo, auzi? Mama și Falina au trebuit să fugă. Au trebuit să mă lase pe mine aici.
după ce am căzut. Fugi și tu, Bambi. Oh, nu, Gabo, scoală, scoală-te, Gabo. Te odihni destul, nu mai e vreme. Hai, hai, Gabo, scoală-te. Haide, no. Hai cu mine, uite, uite, te trage așa. Hai. Nu, lasă, eu nu mă pot scula. E cu neputință. Aș vrea pe mi să închipe, dar sunt prea slab. Bambi! Da! Fie-o tata! Imediat, vada! Repede! Dar ce are să se întâmple cu tine, Capu? Știu eu. Cred că nu să mor. Fugi! Cine poate fugi să nu stea pe loc? Așa nu-i cu bine. Capu! Dumneata locuiești acolo, în stejar. Ești Veverița. Sigur, sunt Veverița, da. Referită-mă că au fost cu bunica. Cum? Ea locuia acolo, când măria ta erai copil. Dar asta iarna a ucis-o în Bihor. Ți-aduci aminte? Da, am auzit despre asta. Pe urmă s-a așezat în stejar tata. Avea obiceiul să se uite cu ochii mirați și-și ținea găbuțele pe piept. L-ai cunoscut pe tata? Pare rău, dar n-am avut plăcerea. E, într-o bună zi a plecat și atunci m-am așezat eu în locuința de sus. Sunt foarte mulțumită pentru că acolo e locul meu de naștere. Dar mama dumitare ce face? Asta iarnă au împușcat-o ei. Oh, îmi pare rău. Sincer, îmi pare rău. Era o ființă tare bună și trebuie cu toată lumea. Da, acum mă ierți, Veverițo, trebuie să plec. Mai stai, așteaptă, te rog. Vreau să-ți spun că în curând corona de coarne îți va fi gata și că ești o minune de frumusețe. Adevărat? Minune, înalt, bine făcut, cu cornițe atât de lungi și de strălucitoare. Oh, rar se vede așa ceva. Zău? Zău! Alții la vârsta mării tale nu au coarne atât de frumoase. Aproape nici nu-i crezut. Vara trecută te-am văzut. Da, te-am văzut de câteva ori de departe. Da? Dar cine ar fi zis că din bețișoarele acelea de coarne pe care le avea atunci or să răsară mândrețea asta de cornițe? E, iată-mă. Așa sunt eu, vorbărață. La revedere, prințule! Bine! La revedere! Bine, rămâi cu bine, Veveriță! Vin! 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 Încotro, Bambi! Am auzit glasul Farinei! Mă cheamă la ea! Nu te duce! Dar de ce, prințe? Mă cheamă! Nu, nu te cheamă ea! Vin! Am auzit! Auzi, prințe, iarăși! Da, auzi! Bine, atunci la revedere! Stai, stai! Ce vrei de la mine? Lasă-mă să plec, te rog! N-am timp de pierdut, te rog! Uite, mă strigă Falina! Îți spun că nu e ea! E, dar îi cunosc vocea! Ascultă-mă pe mine! Mai târziu, mă întorc imediat! Nu, n-ai să mai vii niciodată! Trebuie să mă duc! Mergem împreună! Bine, dar repede! Nu! Încet să stai în urma mea, pas cu pas. Ascultă, Bambi. Da,
oricât de des va mai striga, să nu te miști de lângă mine. Ai înțeles? Da, prințe, da. Dacă e Falina, avem să ajungem la vreme la casă. Dar nu e Falina. Nu te zăpăci. Totul depinde acum de încrederea pe care o ai în mine. Vino, vino. Orice vei vedea acum, să stai nemișcat, auzi? Da. Ia seama la tot ce fac eu și să faci tocmai ce fac eu. Fii cu băgare de seamă, nu-ți pierde capul. E el. Să ne depărtăm cetișorul cu atenție. Asta zic că, pințe, era el. El era acela care chema atât de dulce. Nu știu cum să-ți mulțumesc, prințe. Mi-ai salvat viața. Te rog, te rog, dragă Falina, te rog să nu mă strigi niciodată. Să ne căutăm unul pe celălalt până ne vom găsi, dar te rog, nu mă striga, pentru că eu nu pot să nu vin la chemarea ta. Te înțeleg, Bambi, și așa am să fac. Bambi? Ce? Bambi, uite-te acolo. Unde? Acolo, lângă stejarul nostru. E un tânăr cel. Da, da, dar cine să fie? E un străin? Nu-l cunosc. Nu știu, nici eu nu-l cunosc. Uite-te la el, nici nu-i pasă de noi. Eu de parcă n-ar fi niciun pericol pe lume. Bine, bine să mergem, să văd și eu cine-o fi. Stai, stai, dar dacă se ia la luptă cu tine, pare să fie voinic. Nu-ți fie teamă. Cine ești tu? Cine ești? Nu mă cunoașteți? De ce, tu ne cunoști? Vai, Bambi. El e Gabo. Gabo? Gabo, tu ești Gabo. Falina, surioară, tu m-ai cunoscut. Gabo, dar n-ai murit. Vezi, Bambi, ea m-a cunoscut. Și după cum vezi, n-am murit. Bine, dar atunci în zăpadă doar... Atunci m-a scăpat copilul. Copilul lui. Copilul lui? Te-a scăpat copilul lui? Și unde ai fost? Unde ai fost, Gabo, în timpul ăsta? Unde? La el. Tot timpul am stat la el. La cum? La el. Dragii mei, am trecut prin multe, mai multe decât... decât voi toți din pădurea asta. Hai, te rog, Gabo, povestește. Hai, spune-ne. V-aș putea povesti zile de-a rândul. Tot n-aș mai spune. Haide, povestește. Bine, aveți răbdare. Dar vreau să știu mai întâi dacă mama mai trăiește. Da, trăiește, trăiește. Dar n-am văzut-o de mult. Îmi promiteți că o să o căutăm? Desigur, da, desigur, Gabo. Da, o vom căuta cât mai curând. Dar acum, te rog, suntem nerăbdători să-ți auzim povestea. Bine. Vă amintiți, am rămas neputincios, părăsit în zăpadă, da. Îmi așteptam moartea, m-au găsit câinii. Câinii sunt... sunt îngrozitori, glasul lor e numai mânie. Mihai, mai departe, te rog, Gabo, spune-ne mai departe, nu mai am răbdare, ce s-a întâmplat? Poate m-ar fi sfâșiat, dar a venit el. Da, a venit el. El? A strigat câinii și... s-au liniștit imediat. I-a mai strigat o dată și toți s-au culcat la pământ în fața lui. Vai. Apoi m-a luat în brațe, eu am zbierat. Cu? El m-a mângâiat, mă ținea strâns la pieptul lui. Nu mă durea. Și apoi m-a dus în brațe. Cum te-a dus în brațe? Foarte simplu. Uite cum ține veverița o alună cu lăbuțele ei când vrea să o ducă undeva. Știi, când afară era frig și urla furtuna, înăuntru la el era liniște și cald, ca vara. Da. Afară curgea ploaia din cer, de înneca totul. Înăuntru nu curgea nicio picătură și stăteam mereu uscat. Cum? Afară se așeza peste tot zăpada mare, dar eu ședeam înăuntru la căldură și el îmi dădea să mănânc. Fân, castane, fân, cartofi, sfeclă, tot ce doream. Stai. Ți-a dat
fân? Da, fân proaspăt și dulce. Da, de unde are el iarna fân și celălalt? Da, îl cosește vara, îl strânge în camere mari, are tot ce vrea. Stai, 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 Gabo, ție nu ți era... Nu ți era frică de el? Nu, dragă Bambi, nu. Deloc. Doar știam că el nu vrea să-mi facă niciun rău. Când e drag, cineva e bun. E foarte bun, da? Nu numai el. Copiii lui mă iubeau și soția lui și toți ai casei. Mă alintau, îmi dădeau de mâncare. Se jucau cu mine. Se jucau? Da. Bambi, unde? Cine vine spre noi? E prințul. Cred că a ascultat toată povestea ta. Spune-mi, tinere. Eu? Da. Ce dungă ai tu acolo la gât? Asta? Asta e de la cureaua pe care am purtat-o. De la zgarda lui. Nefericitule, te-au lipsit de cel mai scump lucru de pe lume. Libertatea. De ce? De ce mi-a zis nefericitule? Vreau să știu ce a vrut să zică cu asta. N-ai auzit, Gabo? Ai avut de toate la el, dar ți-a lipsit libertatea. Bună seara! Bună seara, doamnă Coțofană! Bună seara, tinere prinț! Nu cumva știi dumneata din întâmplare pe unde o fi acum prințul cel bătrân? Da, nu, nu, habar n-am. Iartă-mă, dar nu te cred. Dumneata ești atât de isteasă că trebuie să știi tot ce se petrece știu, în pădure. Știu, da, sigur, sigur că știi unde se află prințul cel bătrân. Da, sigur că știu, dar da, nu pot să spun, nu pot, dacă nu pot, nu pot. Nu spun nimănui. Cum aș putea să-ți fac una ca asta tocmai dumitale, care mă cunoști de când m-am născut și pe care te stimez atât? Așa? Mă stimezi? Sigur, e adevărat? Da. Și de ce? De ce, de ce? Pentru că ești atât de înțeleaptă și totuși atât de veselă și prietenoasă. Mulțumesc pentru complimente. Da, e bine, eu știu că bătrânul te iubește. Da, 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 sunt sigură, te iubește și de aceea cred că pot îndrăzni să-ți spun unde e acum. Te rog. Of, da, cunoști groapa aceea adâncă și cu sălci împrejur? Da, da, da. Da? Știi și pădurița cea tânără de stejar din partea cealaltă a pădurii? A, nu, n-am fost niciodată prin partea aceea, da. Ascultă-mă. Da, da. În partea cealaltă este pădurița de stejar. Așa. Așa, trebuie să treci prin ea, da. Apoi vin desișuri multe de alun, de mestecen, de păducei, de da, tot da, da, felul. Da, 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 da. În mijlocul lor este un fac bătrân rupt de furtună. Da. Acolo să-l cauți. Are să-ți fie mai greu să-l vezi de jos decât mie de sus. Da, sigur, sigur. Acolo stă el, sub trunchiul acela. Dar te rog frumos să nu mă dai de gol. Nu, nu, stai puțin. Deci sub trunchi? Da, acolo în pământ este o groapă peste care se întinde trunchiul și o acoperă. Da. Acolo stă el. Bine. Bine, îți mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Da, să mă mai stimezi. Da, sigur, sigur. De fapt, nu știu dacă îl voi găsi, dar îți mulțumesc de mii și mii de ori. Te stimez foarte mult. Să știi. Am să-l caut pentru că tare aș vrea să stau de vorbă cu el. Tare aș vrea. La revedere. La revedere. Nu ți-e frică de nicio primejdie, Gabo? Nu, pentru mine nu este nicio primejdie. Tu uiți, dragă Bambi, că el este prieten cu mine. Ah, da. Însă ce îmi pare foarte ciudat este că aici pot mânca atunci când vreau și pot pleca unde vreau. De ce îți pare ciudat? Așa facem doar toți, nu? Da, voi. Dar cu mine e altceva. Eu sunt deprins să mi se aducă mâncare și să fiu chemat când e gata. Da, da. Eu cred că este deprins greu cu iarna, Gabo. Aici la noi nu se găsește iarna nici fân, nici sfeclă, nici cartofi. Falina, e adevărat, la asta încă nu m-am gândit. Nu, 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 nici nu-mi pot închipui cum este. Trebuie să fie îngrozitor. Stai, că nu e îngrozitor. E numai
greu. Da, e greu, bine, greu. Dacă o fi prea greu, mă duc înapoi. Cum? La el. De ce să mor de foame? Cum adică? Să te întorci la el? Gabo. Bambi, Falina, nu mă înțelegeți. Dar cum să te întorci? Că am rămas tot Gabo cel mic și prostuț care eram odată. Păi nu pricepeți că acum sunt cineva mai deosebit. Primejdie, dar nu mai există așa ceva pentru mine. M-am convins că el este bun. Gabo, o fi fost acela care te-a îngrijit, dar tu nu știi că sunt mai mulți. El, nu toți sunt la fel. Bambi, nu te supăra, Falina, nu mă convingeți. Dragii mei, salut. Mă duc în câmpie. Nu, te rog. Să nu faci una ca asta. Stai cu noi, curând o să răsară soarele și nu mai umblă nimeni prin loc deschis. Ce caragios. Când nu se duce nimeni acolo, eu nu mă tem și merg în câmpie. Stai cu... Ce? Auzi? Ce? Cum ce? E primejdie. E capul, nu e și e pericol. Rămâi cu noi. Rămâi de dragul surioarei tale, te rog, Gabo, rămâi azi aici, e primejdie. Gabo, primejdie, ce-mi pasă mie de asta? Precis, el e acolo, să fugim. Hai să fugim. Să fugim repede. Hai, Gabo. Fugiți voi, fugiți, eu nu vă opresc. Dacă o fi el acolo, mă duc să-l salut. Cu bine! El nu m-a mai cunoscut. Iată că m-ai găsit. Da. Mi-a spus Coțofană că mă cauți de câteva zile. Da, așa este, prințe. Ați auzit de nenorocirea ce i s-a întâmplat lui Gabo, nu? Am auzit. Tot se mai vorbește despre el? Nu știu. Acum umblu mai mult singur. Dar, nu știu, mă gândesc tot timpul la Gabo. Acum ești singur? Da, prințe. N-auzi nimic? Nu, n-auzi nimic. Tot n-auzi nimic? Acum aud. E un foșnet pe care nu-l înțeleg. Un zgomot de crengi care se îndoaie și se îndreaptă iute. Și ceva trupuie îndesat pe pământ. Vino încoace. De unde se aude zgomotul? Nu-i nici o primejdie acolo? Ba da, acolo e primejdie mare. Acela e iepurele, nu? Ce-a pățit? De ce se zbate așa? A căzut dintr-un de el într-o capcană. Nu te mișca, tine. Nu te mișca, tine. Stai liniștit. Nu te mișca. Ce? Marieta, mă doare. Taci, e vorba de viața ta. Mă doare. Am să vâr un corn pe sub lațul de rabitul tău. Da. Să-l fac să se mai lărgească. Nu mai pot lăsa. Nu te mai vei ta. Ce vrei să te aude, vulpea? Gata. Nodul s-a desfăcut. Ești liber. Unde fugi? Cum e trei iepure? Dacă nu și-a venit, încă nu și-a venit. Da, uite, s-a dus. Nici măcar n-a mulțumit. Ai văzut? Încă nu și-a venit în fire. Am văzut, prințe. Dar cine a pus cursa în pădure? El? Bineînțeles. Ascultă, Bambi. Da? Ia seama când mergi pe o cărare. Observă crengile. Da? Scoate coarnele înainte și cercetează cu ele în sus și în jos. Și dacă vei auzi un astfel de zângănit, întoarce-te îndată. Am înțeles. Dacă ți se întâmplă asta în vremea când nu ai coarne, să fii de două ori mai cu băgare de seamă. Eu de mult nu mai umblu pe cărări. Dar el nu e acolo, nu? Nu, acum nu e în pădure. Și totuși, el trebuie să fie. Așa e, Bambi. Așa e. Ce vă spunea Gabo? Nu vă spunea că el e atotputernic și fără pereche de bun? Da, și nu e atotputernic? Tot pe atâta pe cât e și de bun. Stai puțin, prințe. Cu Gabo a fost bun.
crezi tu asta, Bambi? Nu știu, nu înțeleg, nu mai știu nimic. Trebuie să cunoști viața și să te păzești mereu. Repede, repede, vino. Prințe, nu pot, mă doare, mă lasă picioarele. Sus, Bambi, hai, scoală-te. Dar nu pot. Scoală, trebuie să pleci de aici. Copilul meu. Acum, hai cu mine. Numai cu mine. Aș vrea să mă odihnesc puțin. Acum trebuie să rabzi orice durere. Să nu te gândești, să te culci nici prin gând, să nu-ți treacă așa ceva. Și gândul ăsta te face să te simți obosit. Acum, acum trebuie să-ți salvezi viața, Bambi. Altfel ești pierdut. Gândește-te în mai asta, că el e pe urmele tale. Da, înțelegi? Da. Și el te ucide fără milă. Vino încoace, vino încoace, vino încoace. Da. Așa, așa, hai să poți, da, hai să mergem. Poți, trebuie să poți. Să mergem. Ce dragă vei? Mi-a spus Coțofana ce-ai pățită numai cu mai mult timp, știi? Și... Da, el m-a rănit rău de tot, dar prințul m-a salvat. Da. Am stat în culcușul lui zile și nopți întregi. Mi-a adus niște ierburi numai de el știute, care m-au făcut bine. Acum, uite, m-am îndrăvenit iar. Mă bucur de spus de mult. Îți mulțumesc. Da. Dumneata, cum ai venit prin părțile astea? Ți-amintești stejarul meu cel frumos și bătrân? Da, sigur. S-a dus. A fost îngrozitor. El l-a tăiat. Totul s-a petrecut atât de repede. Da. Toți care trăiam în copacul acela, am fugit și ne-am uitat cum îl mușcă el cu un dinte uriaș și strălucitor. Pietru steșar, ce mai țipa de durere, o cruză vie, apoi Pietru copac s-a rostogolit jos spre câmpie și... Îmi pare rău. Toți am plâns. Îmi pare rău, Pietru steșar, și era atât de falnic. Da, el poate să facă orice. El este atotputernic. Acum suntem toți fără adăpost. Nici nu știu pe unde s-or fi împrăștiat ceilalți. Eu am venit aici, dar nu mai găsesc un copac acela. Rău îmi pare. Bietul stejar l-am cunoscut din copilărie. Da, da. Noz, da. Ești chiar dumneata. Toți am crezut că ai murit de mult. E sigur, câteodată se mai spunea că trăiești, dar câte unul povestea că te-a văzut, dar nu se putea ști nimic sigur. Și atunci se luau toate ca zvonuri, știi? Da, fiindcă nu te-ai mai întors. Ce? Ai căzut pe gânduri? Da. Mă gândeam la copilăria mea, la tinerețea mea. Ce mare ai crescut. Și coarnele astea. Nimeni din toată pădurea, afară de prințul cel bătrân, n-are o astfel de coroană. Adevărat? Adevărat, foarte adevărat. Rămâi cu bine. Sunt foarte veselă că te-am văzut. Bine. Dacă întâlnesc pe vreuna din vechile dumitale cunoștințe, am să-i spun că trăiești. Ori să se bucure toți. Bine, la revedere. La revedere. La revedere.
Unde ai stat atâta? Am fost în Lăstăriș. Au dat muguri. Ai auzit? Da, de 3 ori. El este în pădure. Noi trebuie să ne ducem. Să ne ducem unde? Acolo unde el acum. Cum? Unde el? Nu te speria, nu-ți fie frică. Vreau să-ți arăt și asta. Ce anume? Urmează-mă și vei vedea. Bine, prințe. Simți mirosul acela acru de fum, vestitor de groază și de nenorociri? Da. Acum îl simt. E așa de nesuferit și puternic, că abia mai pot respira. Aici ne oprim. Vezi? Da, îl văd. E el. Dar zace la pământ. Vino mai aproape, fără frică, vino. Uite, stăm aici, chiar lângă el. Și unde e primejdia? Vezi, Bambi? Acum stă colea întins ca și unul de-ai noștri. Da. El nu este atot puternic, cum cred mulți. El nu e mai presus de noi. Este alături de noi. E ca și noi. Cunoaște ca și noi frica, nevoia și durerea. Da. Poate să fie și el învins ca și noi. Și atunci zace lungit la pământ, părăsit ca și noi. Da. După cum îl vezi acum. Mă înțelegi, Bambi? Eu cred că... Spune, ce crezi? Cred că este altul. Că este cineva mai presus de noi toți. Da. Și peste noi și peste el. Da, ai gândit înțelept. Atunci pot pleca. Prințe. De acum nu mai veni după mine, Bambi. Bine, da. Vremea mea s-a dus. De acum trebuie să-mi caut un loc pentru sfârșitul vieții. Te las cu bine, fiul meu. Te-am iubit mult. Iar am rămas singur. Ei, tinere. Da, prințe. Unde-i mama ta? Nu știu, înălțimea ta. Și n-o chem? Nu zbier după ea? Dar eu pot să stau și singur. Spune-mi, nu ești tu puiul care scâncea mai de unăzi după mama lui? Eu sunt. M-ai ținut de rău, prințule, pentru că atunci nu puteam să stau singur. De atunci m-am învățat. Mă bucur pentru curajul tău. Ascultă, tinere. Să auzi, să adulmeci și să vezi singur. Ai înțeles? Da, prințule. Bine. Rămâi cu bine. Ați ascultat Bambi sau Povestea unui pui de căprior, de Felix Salten. Traducerea Zamfira Dumitrescu. Dramatizarea radiofonică Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Bambi copil,
Valeria Ogășanu, Bambi tânăr, Cristian Șofron, Falina copil, Alisamina Hali, Falina tânără, Crina Mureșan, Gabo copil, Tudor Emanuel Fertic, Gabo tânăr, Mihai Bisericanu, Prințul Silviu Stănculescu, Mama Monica Ghiuță, Ena Sibila Oarcea, Veverița Virginia Mirea, Coțofana Ruxandra Sireteanu, Lăcusta Janista Varache, Iepurile Petre Lupu, Fluturile Eugen Cristea, Frunzele Elena Nica Dmitrescu și Tamara Crățulescu, Căpriorul Andrei Pop, Vânătorii Sorin Gheorghiu și Tudor Peica, Asistența tehnică Mia Cristea și Paula Radu, Redactor Crenguța Mihaela Mamea, Regia de studio Mihai Barta, Regia muzicală Romeo Chelaru, Regia tehnică Inginer Vasile Manta, Regia artistică Dan Puicani.